Da, a fost în America și a avut loc presa americană, era un fel de centru presiei, a avut o alocuțiune de vreo 2 ore. Am terminat toate felurile de mâncare de atât de americani. Ce televizorul? Păi nu trebuie să vă vedeți dumneavoastră, sunteți aici, ce sunteți actor? Bă, doar eu ca să controlez treaba, nu, nici eu nu mă uit. Dar mă interesează ce e acolo. Ce e acolo, ne vedem noi la televizor. Nicolae Ceaușescu, ce ai făcut, Radule? Radu Ion, am fost așa cum ați ordonat. A fost imposibil să intrăm în discuții. Nu am izbutit să intrăm în uzină. Plecau de la ICEM și de la Turbomecanica din militari. Au plecat și de la 23 august. Tovarășul Avram nu a mai putut să-i mai rețină. S-a oprit toată activitatea. Nicolae Ceaușescu, cine nu se organizează sau s-a angajat față de alții să spună că nu se poate merge mai departe așa? Tudor Postelnicu, sunt hotărât să lupt până la urmă, tovarășe secretar general. Manea Manescu, acesta a fost idealul vieții noastre, deci vom lupta până la ultima picătură. Nicolae Ceaușescu, să declarăm imediat starea de necesitate în întreaga țară. Aceasta este conform situației și este dreptul președintelui. Nu trebuie să convocăm Consiliul de Stat. Sunteți de acord? Constantin Dăscălescu, am fost și voi fi alături de dumneavoastră până crăp, dar cred că trebuie să chipzuim dacă trebuie să tragem în muncitorii cinstiți. Nicolae Ceaușescu, trădătorul Milea a plecat de aici și s-a sinucis. Am zis să se ducă, să dea ordin, să aducă unitățile militare și el s-a sinucis. A intrat în sala de comandament și s-a sinucis. Și atunci este clar că tot timpul a sabotat, de fapt a acționat împotrivă, a făcut tot ce se cunoaște. Noi am hotărât că împotriva intereselor țării nu există înțelegere. Ana Mureșan, eu am văzut aseară și acești tineri neînarmați puteau fi luați pentru că atunci când a început să se tragă, ei au început să fugă. Acum trebuie să avem și noi bâte să ne apărăm. Nicolae Ceaușescu, ce facem? Vlad Iulian, procedăm cum a spus Tudor Postelnicu. Așa facem. Sunt doar câteva fragmente din stenograma datată 22 decembrie 1989, ședința Comitetului Politic Executiv în sediul Comitetului Central al Partidului Comunist. Adică exact în sala din care realizăm această emisiune, sala comitetului, unde aveau loc întrunirile Comitetului Politic Executiv, aici în comitetul, fostul Comitet Central. I-aș ruga pe colegii mei să arate sala. Așadar, fragmentele din citite de mine mai devreme reprezintă ultimele discuții înainte ca Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu și cu cei care i-au însoțit au plecat de pe aeroportul de pe acoperișul, de pe terasa acestei clădiri, au plecat și într-un târziu au ajuns la Târgoviște, acolo unde au fost și executați. În această seară am invitat aici, în fostul Comitet Central, în sala unde aveau loc ședințele Comitetului Politic Executiv, pentru a discuta despre ultimele zile ale familiei Ceaușescu, ale soților Ceaușescu, pe domnul Victor Atanasie Stănculescu, pe domnul Gelu Voican Voiculescu. Domnul Victor Atanasie Stănculescu nu mai are nevoie de prezentare, domnia sa a fost, după evenimentele din decembrie, șeful Armatei Române. Domnul Gelu Voican Voiculescu, revoluționar, acum știți locul domniei sale de muncă. În partea stângă a mesei se află domnul Andrei Chemenici, șeful garnizoanei Târgoviște, general de brigadă în rezervă, locul unde Ceaușescu a fost, așa cum spuneam, executat. Lângă domnia sa se află unul dintre avocații soților Ceaușescu, atunci un civil, Constantin Lucescu, astăzi general magistrat. Pentru început aș vrea să vedeți câteva fragmente din ceea ce a urmat aici în Comitetul Central, imediat după ce elicopterul în care se aflau soții Ceaușescu a părăsit acoperișul clădirii. Vă rog, filmul. Bun, poate nu! Dar am spus că vreți să vă dau eu, da? E să știți că asemenea lucruri ce faci acum? Nu ne ajută. Din potrivă, orice situație. E păcat. E păcat, nu trebuie să zic. E scară de vorba și încă. Ar trebui oamenii. Păstrăm un document. E
vă domnul Grăcinescu, prim-ministru, eu vă prezint domnul Grăcinescu. Eu n-am primul ministru. Nu, eu vreau să îmi nu așa. Dar că le spun. Nu putem să luptăm cu poporul meu. Tovarășul este... Să facem sofronie. Sofronie și reprezentanții poporului. Domnul Vâlcu. Este un idealist dintre cei mai mari. Dați drumul imediat. Poporul la provizia. Și dar la urmăsirea și a spus eu. Domnul Vâlcu a fost primul secretar. Tanta și fost ministru la... Eu sunt agronom. Eu sunt Ararache, macedonean. Dar vreau să vorbim, atunci vreau să vorbim cum vorbim. Tatăl meu a lucrat cu dumneavoastră. Eu te cunosc cu dumneavoastră, dacă ne-am luptat în Spania, luptător. Ne-am văzut, da. Îți o memorie de asta. General colonel Gustu Mihai. Mare numai. Fost luptător în Spania, un frate mort în Spania. Și 5 de ani. A dat unul? Ce să vă Tribuna, așteptăm de aici. Da, pentru că e corect, eu am văzut. Vedeți ce știți să vă facem. Da, am văzut, dar... Eu am propus primul, eu am propus același lucru. Sigur, da. Dar așa e pericol, dar am făcut cu toți sunt oameni. Nu, trebuie... Nu, trebuie... Așa, pe împreună ne poți salva. Nici o problemă, merge cu noi de aici. Da, tot. Cu toate niște... Cu toate clădire în sub. Vorbiți, rău, vă rog. Ce vreau să vă spun? Trăim în ultimele zile niște situații. Noi ăștia care sunt de față, n-am trăit în situațiile, în măsurile care s-au luat. Măsurile care s-au luat sunt cu totul neadecvate. Nu vreau să spun mai. Însă, sigur că responsabili de asta trebuie să renunțe, trebuie să-și dea socoteala. Nu putem însă să lăsăm ca aceste lucruri să se pătrească de fie. Noi avem în țara asta Constituția. Avem țara asta. Aici avem forumul prin Marea Adunare și eu vă asigur că și în toate forurile astea se vor lua cele mai drastice măsuri împotriva celor care au făcut și au făcut. Însă pentru asta trebuie organizare și ori. Nimeni a... Au murit oameni, au fost bătuți în fața noastră oameni. Femei și copii. Vreau să mai spun încă unul. Dar și eu sunt un om care am primit convingiunile astea de mult. Starea emoțională la ora actuală este atât de puternică încât poate să ducă la greșeli. Nu sunt controlul oamenii. Înțelegeți? Trebuie să punem punct. S-a pus mâna pe armeni. Pentru că ostașii însuși s-ar convins că numai că stradă. Au lăsat tabule, bă, stradă. Au lăsat și au plecat. Trebuie curățite armele de către gărzi. Trebuie să facem să curățim toate armele. Comandamente în unități unde lucrați. În instituții pe care nu lucrează, adunate și ținute la un loc, pentru că arma este periculoasă în condiția actuală. Pe cine împușcăm? Ne împușcăm noi pe noi. Și-ar și desmătul societății și să știți că din afară sunt oameni care așteaptă. Să provoace. Asta este un adevăr din ceea ce a spus președintele țării până la ora actuală, cum s-a spus. Însă, trebuie să facem asta într-o ordine perfectă. Avem un comitet central care trebuie să îi spună o părere, avem o mare adunare care trebuie să-i spună părere, avem un front al democrației care trebuie să-i spună părere și care îndunește toate chestiile acestea și sigur că toate și telegrame copaine că vor mai trebui completate toate oameni. Dar sunt de părere ca, de exemplu, și masă să-și poată pune cuvântul și să-și poată la hotărâri prin reprezentanța. Animația reprezentanța. Nu. Adică, totul...
și primul ministru care a fost înjostit și trebuia să moară acum câteva luni, să iasă să vorbească mulți. Un filozof a afirmat primul ministru a făcut un cufăr care a suferit, care a fost bolnav, care a avut emoție cerebrală. Care v-a spus și nu v-a dat voie, ca să o știu de mult, efect, nu, că nu e vorba de lingușire, că am terminat cu epoca de lingușire. E vorba să trebuie... Mama, vă mulțumesc! Plecăm de la zero. Să plecăm de la zero. Da, ați văzut o primă parte, după aceea discuția se va muta de acolo, de la cabinetul 1, aici, în sala CPEX, era ora 14, la o oră și ceva, după ce elicopterul zburase de pe această clădire. Mulți probabil s-au întrebat de ce această emisiune în luna iunie, pentru că toate emisiunile, toate comemorările despre ceea ce s-a întâmplat în decembrie sau toate depunerile de flori se fac în decembrie. Doar atunci ne aducem aminte că a fost o revoluție, că a fost o lovitură de stat, doar atunci și aduc unii aminte că au fost executații soții Ceaușescu, doar atunci și aduc aminte că a avut loc un proces în urma căruia cei doi au fost executați. Noi am făcut această emisiune plecând și de la o carte scrisă de domnul Viorel Domenico, altul dintre invitații noștri din această seară. Domnul Domenico este redactor șef la Viața Armatei. Domnia sa a scris două cărți. Prima s-a numit După execuția Nins și era o carte despre execuția soților Ceaușescu, iar aceasta a apărut recent la editura Ion Cristoiu, Ceaușescu la Târgoviște, 22-25 decembrie 1989, o altă carte scrisă, așa cum spuneam, despre execuția de la Târgoviște, despre ultimele zile ale familiei Ceaușescu, o carte scrisă de domnul Viorel Domenico. De asemenea, invitat în această seară, se află analistul Ion Cristoiu, sub egida căruia a apărut această ultimă carte despre familia Ceaușescu. Vom urmări partea a doua a secvențelor care au avut loc în Comitetul Central, chiar în această sală, după care vom trece la dezbateri și vom analiza ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în viața celor doi, Nicolae și Elena Ceaușescu. Vă rog din nou filmul. Să jurați! Eu
Vă rog, liniște! Să știți! Ce va face cu nicio grupă? Cu Nicolae și Cătina Bătătate am fost comunist, dictat în fiu, nici nu renunță. Fiecare are drept să-și păstreze. Și vom face curat. Însă nu mincinos nu sunt. Așa, e foarte important. Da, noi am demolat poporul. S-a demolat. Să știți că nu asta e sarcina cea mai grea. Dacă să punem în loc ceea ce trebuie să punem popor. Pentru asta noi suntem neputincioși, cei care suntem aici. Insuficienți. Insuficienți. Lăsați ordinea și cei care suntem aici să cântim, să luăm legături ce trebuie și să convocăm organele care trebuie și personalități și să facem într-adevăr cu poporul pentru și consultându-ne să facem într-adevăr ceea ce are nevoie astăzi și ceea ce cere vremurile de la noi. Eu v-am spus tot, Da, aceste secvențe, repet pentru cei care n-au văzut de la început emisiunea, aveau loc în această sală, unde se țineau de obicei ședințele Comitetului Politic Executiv, la o oră, o oră și jumătate, după ce elicopterul părăsise acoperișul Comitetului Central. Din păcate, pentru cei care erau în această sală și puneau la cale noua conducere a României, intraseră cumva pe un drum înfundat, nu se televiza nimic în direct de aici, așa că guvernele pe care le făceau și puterea pe care încercau să o stabilească
nu avea, practic, în ghilimele, nicio putere. Domnule Voican, pe scurt... Înainte de asta, Mare, vreau să spun că eu însă sunt emoționat pentru că în această sală s-a mai petrecut un eveniment istoric în decembrie. Aici a avut loc celebra ședință din 17 decembrie 1989, unde au fost adunați toți membrii comitetului CPX-ului, care ulterior au și făcut pușcărie pentru că au fost prezenți aici. Bănuiesc că aici era Ceaușescu, nu știu dacă era unei ai tu și unei era ea la mijloc. Și aici a avut loc celebra scenă în care, văzând că unii din membrii CPX ezită să-l aprobe demiterea lui Milea, pentru că nu-și făcuse treaba la Timișoara, Ceaușescu s-a ridicat să plece pe una din acele uși. O parte din cei din CPX, mai ales persoanele feminine, s-au năpustit și au început să plângă și l-au chemat înapoi. Deci unul din marile momente care va rămâne o mare enigmă. Absolut, dar trebuie să vă liniștesc, pe locul ăsta n-a stat Ceaușescu, a stat exact în capătul celălalt sălii și a încercat să iasă pe ușa de acolo, ne-au povestit cei care administrează astăzi clădirea. Pe scurt, într-un minut, vă rog să comentați pentru publicul telespectator ce s-a întâmplat aici, după care să începem să reconstituim firul din momentul în care elicopterul a zburat de pe Comitetul Central. Este exact perioada vidului de putere. Primul grup de momente, de secvențe, se petrece în jurul orei 14:30 în biroul lui Verdeț la... Prima parte a filmului. A filmării, la etajul 6. Acolo este primul contact al unor revoluționari cu cei care doreau să preia puterea. Și e din vechea gardă. Din vechea gardă. Se vede echipa, era Ilie Verdeț, Dăscălescu, Vasile Vâlcu și generalul Burcă. E o frază semnificativă când Dăscălescu spune: noi cei de aici ne-am gândit tovarășul Verdeț să fie, s-a văzut. Pe urmă, urmează o serie de scene în cabinetul 1, la etajul 1, și din cauza haosului și unei indiscipline generale care era că toată lumea vrea să vorbească, s-au refugiat aici. Și avem scena care a dat-o adineaur, în care, iarăși, nu se poate controla toată această magmă de pasiuni și, ați văzut, toți oamenii vreau să exprime o opinie. Iarăși este semnificativ cum unii revoluționari cer acestor foști factori de putere comuniști să organizeze și să preia puterea pentru că ei n-au experiență politică, în timp ce alții chiar îl sărută pe Dăscălescu, care acum a poza în mare disident și omul care nu știu ce a făcut la Timișoara de partea revoluționarilor, în timp ce dumneavoastră, când ați citit, ați spus crăp cu dumneavoastră. Deci avem bine, clar dar acest... era destul de greu de față cu Ceaușescu să spui că nu crăp, totuși. Și convinși că stând aici în inima puterii, ei au crezut că totul e o problemă de timp, să facă lumea să plece, le și spunea să meargă să ocupe întreprinderile și să asigure ordinea la locul de muncă, pentru ca să se poată agrega o conducere, cum am văzut că spunea, avem un guvern bun, un comitet central bun, o mare adunare națională bună, Frontul Democrației Socialiste bune. Astea erau puțin împrospătate cu unele elemente, sigur, din rândul revoluționarilor și așa mai departe. Asta, prin contrast cu noi și echipa condusă de Ion Iliescu, care în comunicatul către țară, spunem limpede, din acest moment se dizolvă toate structurile de putere. Bun, dar ei n-aveau de unde să știe că dumneavoastră dizolvați toate structurile. Nu, noi am spus mai târziu, seara. Dar eu vorbesc... Seara, asta era la ora 2 după amiază. Vorbesc. Bun. Contrastul dintre o atitudine conservatoare și o atitudine radical revoluționară. Dumneavoastră erați capitaliști și ei erau comuniști. Asta domnul Verdeț spunea niște lucruri de bun simț și erau foarte justificate. Haideți, dar să nu trecem. Se potriveau cu momentul respectiv. Să trecem peste acest moment. Stenograma din 22 decembrie 1989. Nicolae Ceaușescu spune la un moment dat: trădătorul Milea a plecat de aici și s-a sinucis.
Am zis să se ducă să dea ordin, să aducă unitățile militare și el s-a sinucis. Manea Mănescu intervine și întreabă, cine ia locul? Dăscălescu răspunde, are grijă șeful statului. Nicolae Ceaușescu vine și spune, l-am chemat pe primul adjunct, este deja la dispoziția mea și lucrează aici. Este vorba de domnul Victor Atanasie Stănculescu. Vă rog, v-aș vrea să ne povestiți acest lucru. Deci, întors în noaptea de 21-20 de la Timișoara, m-am informat pe scurt în aeroport și pe drum până acasă despre situația foarte încordată și chiar incidentele care au avut loc, în special în piața universității. Și mi-am făcut un calcul asupra ceea ce se va întâmpla în viitor. Am ajuns la concluzia că ori vin aici și sunt împreună cu puterea împotriva acestei mișcări care deja în imaginația mea avea cu elementele pe care le adusesem de la Timișoara o mișcare de masă și de mare profunzime și de mare suprafață împotriva regimului comunist. Și atunci am încercat să îmi întârzi prezența la contactul cu Gealul Milea, pentru că eu aveam legătură cu el. Rețineți, nu eram încă numit adjunct. Eram prim adjunct al lui, ca și Gealul Gușe, doi adjunți. Gealul Gușe era cel care... Dar în locul lui, mi se pare că doar verbal Ceaușescu v-a numit. A existat un ordin scris nimic, în acest nu, moment? Nu, a fost nimic. A fost exact momentul pe care dumneavoastră l-ați citat din stenogramă și care a rămas ca element unic. De aceea, când am analizat ce se poate întâmpla, m-am gândit să întârzi prezența mea aici. Primul pas, am întârziat plecarea de acasă. Al doilea, m-am dus la spitalul militar, m-am întâlnit cu răposatul general Niculescu, care e șeful ortopediei, unul dintre marii noștri chirurgi, decedat, și am spus, situația este asta, se întâmplă asta, s-a întâmplat ce s-a întâmplat viu de la Timișoara, găsește-mi o soluție să nu pot să mă duc la Comitetul Central. Comitetul Central. Și atunci, în biroul lui, a luat un lighean cu apă personal, a luat feșele gipsate personal și mi-a făcut el, șeful secției, acel deja celebru picior în gips, no, care mi-a dat o anumită imagine că pot să îmi rețin prezența. Era în data aici de 22 decembrie. Era pe 22 dimineața la ora 6:30. Bun, ei continuau să vă cheme la Comitetul Central. Au căutat să mă cheme la Comitetul Central, li s-a comunicat eu la prim-ministrul Apărării Naționale, ofițerul de serviciu, că sunt imobilizat în casă. Către ora 10:10 și ceva a sosit acasă o mașină trimisă la Comitetul Central și a spus, veniți așa cum sunteți. Piciorul în ghips. Eram civil, m-am îmbrăcat imediat și am venit civil aici. Am fost, pardon, că să facem și noi inversarea. Da. Din partea aceea am intrat pe coridor și m-am întâlnit cu Ceaușescu chiar la capătul coridorului către sală. Și ai venit repede, grăbește unității, nu, Milea s-a sinucis, ce ia comanda, Milea s-a sinucis, Gușe este la Timișoara, ia comanda, pentru că în mod ierarhic, după ministru venea și comandă stat major. Gușe este la Timișoara, ia comanda și grăbește unitățile să ajungă în piață și împrăștiați mulțimea. Aici a fost momentul cel mai greu, am spus, am înțeles, m-am întors, grupul de general care era prezent și care fusese grupa operativă consorțială Milea, aveam anumite rețineri asupra modului cum vor reacționa. Unul din ei, sau doi, erau chiar membrii Comitetului Central, erau cu poziții și politice. Și atunci am trecut direct la camera de telecomunicații și unuia dintre ofițeri am spus, dă ordin ca unitățile care sunt dirijate spre piața Victoriei să întoarcă în cazări. Și de aici a fost către... Ceaușescu încă era în Comitetul Central. Era aici. Ia, Elena Ceaușescu, după un timp, a strigat să vină la mine și m-a întrebat ce fac unității și am spus, vin. Ceea ce era exact invers. A fost ora aceea în care eu aveam două variante.
să câștig sau să pierd. Știți cum era, alte soluții nu erau. Se joacă la două capete, cum bun, se spune. Bun, totuși da. L-ați condus pe Nicolae Ceaușescu, era să-i spun pe ultimul drum, vă rog. Da. După aceea am raportat că presiunea în piață este foarte mare și puțin probabil că să mai poată fi ținută mulțimea ca să nu intre. S-ar putea produce o baie de sânge, mai ales că erau garda personală care era înarmată bine și care avea posibilitatea să tragă. Și am propus, și acest lucru l-a susținut și Gealo Neagoe, care era șeful Direcția 5-a, că ar fi bine să plece din Comitetul Central, pentru că altfel riscă chiar să fie linșat. El și ei erau. Amândoi, o să vedeți, poate, nu știu dacă dați de la proces ceva, erau în aceeași stare deosebit de turbure pe care au avut-o și la proces, palizi, speriați, și atunci altă soluție n-avem? N-avem. Să fie elicopter. Putem aduce elicopterul? Atunci am întrebat pe Jean Negoia, se poate aduce elicopter pe acoperiș? Mi-am spus, nu știu dacă se poate, că sunt antene. Și a trimis pe cineva să vadă. Am înțeles că s-au dat niște antene deoparte. Între timp, comanda elicopterului prezidențial trebuia să fie dată de șeful Direcției a 5-a și confirmată de Ministerul Apărării Naționale, o comandă dublă. A vorbit Gealo Neagoe să cheme elicopterul. Eu am vorbit după el cu generalul rus și am confirmat că trebuie să vină două elicoptere, de fapt, am cerut să vină pe Comitetul Central. A venit, de fapt, două, dar unul n-a putut să aterizeze din cauza spațiului și a aterizat numai unul. Între timp, i-am intrat în liftul care este vis-a-vis, în spatele meu, pe sală, și s-a urcat la etajul 6. Eu eram cu piciorul în ghips, am rămas pe jos. Și culmea, liftul s-a blocat, unul din liftul. Imediat, că s-a blocat chiar cu ei. Și am încercat să mă sui pe scări, de la etajul 1 la etajul 6, sigur că am ajuns foarte târziu. Am ajuns în momentul când ei se suiseră în elicopter. Și atunci am aflat, și de fapt am văzut și ușa liftului, care a fost lovită cu patul armei ca să poată fi deschisă, pentru că se blocase și a fost un moment, al doilea moment de panică al lor în acel lift care era blocat. Mai mult, parcursul de la lift până la terasă, care a trebuit să fie obligator prin escaladar unei ferestre, a fost și acela destul de agitat, pentru că erau mai mulți care se atârnau și o ține să meargă cu Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu, ceea ce nu permitea elicopterul. Și după cum știți, a reușit numai Manea Mănescu și, nu mai țin minte, și Emil Bobu. Ținte și poate s-a spus, nu mai este loc. În momentul când elicopterul a decolat, prima grijă a mea a fost să mă întorc să ajung la Ministerul Apărării Naționale. Domnule general, dați-mi da. toate cărțile vă atribuie, că vi s-a spus celebra expresie de Cătălina Ceaușescu, victorată în vise de copii. E adevărat, demonstrați-ne că nu se putea. S-a montat bine treaba aceea și a rămas ca o problemă pe care o port și acum în jurul gâtului, așa. De fapt, nu se putea, pentru că relația cu Elena Ceaușescu nu era o relație între Victoraș și Elena, ci era o relație foarte distantă, cu ea nevăzându-mă decât la recepțiile oficiale, când era și conducerea Ministerului Apărării Naționale invitată, sau de două ori când s-a prezentat de către Ministrul Apărării Naționale planul de cercetare științifică pe care îl coordona Departamentul de Dezvestire al Armatei, al cărui șef eram eu, și care coordona toată cercetarea științifică și militară și civilă în domeniul apărării. De ce s-a blocat liftul? L-a blocat cineva? Pentru că încă nu intraseră revoluționarii. Nu, nu. Se pare că a fost părerea mea, că a fost supraîncărcat. Păi cine era în lift? Erau Elena Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu? În orice caz, Elena Ceaușescu, gărzile și probabil că a fost Mane Mănescu, Bănuiesc sau Bob, unul din ei. Ceilalți am înțeles că au încercat să urce pe celălalt lift ca să ajungă și eventual să mai prindă un loc în elicopter. Cine a dat comanda gărzilor care apărau aici Comitetul Central să lase revoluționarii să intre? Pentru că n-au opus rezistență. În momentul când elicopterul a decolat, cei care aveau armament asupra lor au dispărut ori prin
intrările cunoscute, ori au părăsit armamentul care a fost găsit aici de foarte mulți. Ori prin teleportare. Teleportare nu exista. Cert este că eu am fost primul care am ieșit pe poartă în momentul când s-a deschis poarta și i-am spus la revoluția de intrat și am ieșit și am stat în stradă până când carul de televiziune a fost împins, dacă țineți minte, pentru că nu mergea motorul, până în față. Când am văzut că s-a urcat la balcon și un grup de oameni au început să vorbească, atunci am plecat prin spate și am plecat la Ministerul Apărării Naționale să conduc armata. Și vreau să precizez că armata a fost condusă și n-a fost un gol de conducere a armatei. Așa cum credea așa domnul Gelu Voican Voiculescu. S-a spus de multe ori. Nu, eu m-am referit la puterea politică. La puterea politică. Deci ați condus armata în acele momente. Armata a fost condusă, am dat ordine, că am anulat ordinul transmis de Ilie Ceaușescu în această etapă până la plecare, prin care spunea să se respecte și să execute ordinul comandantului suprem, și am transmis noul ordin în care unitățile să intre în cazări, nota telefonică 37 sau 38, nu mai țin minte exact, unitățile să intre în cazări, să-și apere cazărmile în liniște, să anunțe acolo unde sunt înconjurați de mulțime că armata este cu Revoluția, că așa atunci a apărut deja noțiunea, s-a vorbit despre această problemă în mod spontan. Armata e cu noi. Și la Ministerul Apărării Naționale, la 13.30, am semnat această notă care a fost difuzată. Este ultima întrebare dumneavoastră, până la cât a stat la sediu? Deci la 13.30 până când? La în timpul ăsta se făceau guvernul. La sediul Ministerului Apărării. Am stat la sediul Ministerului. Puterea era în mâna dumneavoastră? La sediul Ministerului am stat de la ora 13.30 până pe 25 seara. De cine depindea? Depindea de dumneavoastră să ziceți Verdet sau Iliescu sau Popescu sau Ionescu? Facem următoarea... Nu. Nu, facem următoarea precizare publică, că e necesară și după atâția ani. Așteptam să vină dialogul ușă de la Timișoara. Pentru că, în mod normal, ierarhic ar trebui să ia precomandă. I-am cerut să vină la Ministerul Apărării Naționale și n-a venit și a venit aici. Și atunci m-am văzut în situația unui loc central care avea puterea militară, să zicem, cu trei puncte externe. Două puncte care erau la Ministerul, la Comitetul și fostul Comite Central. Grupul care s-a văzut la televizor în această seară, cu Verdeți, despre care am aflat. Grupul care îl conducea... Deci pe care știați, nu aflați pe parcurs. Aveam informații pe parcurs. Deci, al doilea grup care era Vlad și cu Gușe și le-am spus de câteva ori, veniți aici pentru că nu se poate conduce din mai multe puncte, creăm haos. Și al treilea a fost de la televiziune, unde atunci când am întrerupt legăturile speciale pe care le avea și Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale pentru că agealul Vlad să nu mai poată transmite aici ordine la trupe, am discutat. Dar de ce cu să nu mai transmită generalul Vlad ordine? Pentru că bănuiam că acele ordine nu erau favorabile, ci erau contra mișcării. Vi s-a confirmat acest lucru după aceea, că nu erau favorabile? Sau au s-a fost... confirmat după aceea prin ceea ce s-a dovedit în instanțele judiciare. Nu știu ce s-a dovedit în instanțele judiciare, o să discutăm. Da, și o singură problemă și am încheiat. Și al treilea grup la televiziune, aveam lângă mine pe gealul Pintilie, care a pusese legăturile speciale ale guvernului și l-am întrebat de unde se poate întrerupe televiziunea. Pentru că gealul militar la 14.30 a început să strige opriți haos, opriți măcelul. Și eu știam că nu e niciun măcel în țară. Păi și probabil că se trezise atunci. Și Pintilie mi-a spus, gealul Pintilie mi-a spus, punctul este cu tare, se poate întrerupe de acolo. Îl oprim? Și am spus, nu, mai bine lăsați-l. Foarte important ceea ce a spus. Da. Vreți să faceți o precizare? Trecem la discutarea Târgoviște. Eu pot să confirm cele spuse de domnul general că noi, grupul de la televiziune, ne-am dus la Ministerul Apărării. Și domnul general Stănculescu ne-a primit ca ministru apărării, ca cel mai înalt în grad și, într-un fel, noi am luat contact... Păi chiar era ministru apărării. Exact. Deci, din momentul morții lui Milea, când a fost chemat aici, a fost investit verbal cu conducerea armatei. Absolut. În altă ordine de idei, însă, generalul Vlad, încă din 18 decembrie, a dat ordine ca armamentul să fie pus la rastel și securitatea să adopte o atitudine pasivă. Deci, tocmai de asta l-am întrebat pe domnul... Și din 22 a ordonat subordonarea securității Ministerului Apărării, cum era, tocmai, de fapt, în lege, în caz de război. Deci, într-un fel,
nu știu ce a ieșit la proces, dar eu consider decisiv această hotărâre, pentru că altfel am fi avut o ciocnire între trupele de securitate și armată. Și ar fi fost război civil. Vreau să întreb ceva pe domnul general. Domnul general, deci domnul Iliescu, când apare la prima apariție la televizor, nu știu, vă uitați, bănesc la televizor, pe 22 decembrie, plumează, zice, tocmai am luat legătura cu generalul Victor Stănculescu. De unde vă știa și de ce luase legătura? Pentru că a întrebat, și eu am înțeles prin Sergiu Nicolaescu, cine este la Ministerul Apărării Naționale. Sergiu Nicolaescu m-a sunat, m-a găsit pe mine în biroul ministrului și a spus despre acest lucru. Și așa s-a făcut, de fapt, legătura, nu prin directă, ci prin intermediar prima legătură. De ce nu v-ați declarat șeful statului în acel moment? Dom'le, tu că acum s-ar putea să spună, după 10 ani pot să gândesc altfel. Dar atunci am gândit așa. Dictatura Carol al II-lea a fost România, dictatura Antonescu a fost România, dictatura comunistă a fost România. Și am zis, Doamne, zic, mai facem încă o dictatură? Dar v-a trecut prin minte să vă declarați. A trecut. Nu să mă declar șeful statului, să instalăm o dictatură militară. Mă gândeam la varianta greacă sau la varianta turcă. Da. Înainte de a începe emisiunea, când v-am așteptat în fața Comitetului Central, fără ca să se audă zgomotul făcut de elicele unui elicopter, mi-a spus că ați avut o întâlnire interesantă înainte de a veni chiar în coace. Da, domnul, a fost cu totul întâmplătoare. Venind mai repede decât se stabilise și mie îmi place să fiu la ora care s-a stabilit, m-am dat jos în față la Hotel Continental. Nu prea vă place că atunci la Ceaușescu ați venit mai târziu. Bine, deci, nu, în condiții normale, în condiții normale. Da. Și oprește un taxi lângă mine, se dă jos șoferul de la taxi și vine să trăiesc domnul Gear. Bună seara. Și nu mă mai cunoașteți. Nu vă cunosc. Sau nu mă aduc aminte. Și nu vă aduceți aminte. Eu sunt capitanul Paisie Constantin și zic, dar ce cauți aici? Zice, am ajuns șofer de taxi. Iar eu am ajuns gearul de armată Victor Stănculescu, inculpat în două procese. Păi iertați-mă, dar da? Noi urmează să discutăm despre Paisie. Era Paisie. Este unul dintre cei care au plecat în Argentina. Și e dat că ar fi în Argentina din documentarea pe care o am trebuia eu. Trebuia să-l aduceți în emisiune. Trebuia să-l luați în emisiune, dacă îl găseați și pe alții care au fost. Bun. Da. Știm ce s-a întâmplat, a plecat de aici elicopterul, a făcut o escală la Znagov, după care a ajuns la Târgoviște. De aici aș vrea să la începem. La Znagov i-a debarcat pe Manea Mănescu și Bobu. Ca încărcătură suplimentară, să spunem. Până aici au fost câteva trădări în lanț. Generalul Gușe trădează la Timișoara. Generalul Milea trădează la București. Generalul Stănculescu îl trădează pe Ceaușescu și la Timișoara, și la București, și la Târgoviște. Unde trebuie precizat că la Timișoara s-a internat, domnul general Stănculescu s-a internat în spital. În spital, a spus într-o emisiune, dar dumneavoastră nu urmăriți emisiunile, că vă lucrați de vreme, la 8 am înțeles. Deci încă o dată, repede. Generalul Stănculescu îl trădează pe Ceaușescu și la Timișoara, și la București, și la Târgoviște. Generalul Vlad depune armele, așa cum spuneați dumneavoastră. Pilotul Maluțan îi deparcă pe Ceaușești din elicopter. Subofițerul Paisie, cu care culmea, s-a întâlnit în această seară la ora 10 fără 5 minute. Generalul Stănculescu rămâne cu Ceaușescu cu tot în timpul reținerii lor. Colonelul de securitate Dinu se află tot timpul în preajma Ceaușeștilor, de la reținere până la moarte. Colonelul Gheorghe Ștefan aduce insulina Ceaușeștilor și o recuperează totuși. O recuperează domnule Domenică Pumar. Colonelul Gică Popa, președintele completului de judecată, Tribunalul Militar Extraordinar, n-a știut nimic de proces până când a intrat în clădirea garnizoanei de la Târgoviște. După executarea Ceaușeștilor, au urmat dispariții misterioase. Generalul Milea s-a sinucis. Generalul Gușe a murit prematur. Pilotul Maluțan a murit în accident aviatic tocmai când urma să depună mărturie. Paisie, devenit capitan al MAPN, emigrează în Argentina. Se întoarce în România, atașat militar? Nu, în aparatul atașatului militar. În aparatul, bun. Dar se întoarce în România și astăzi e taximetrist, aici, în centrul capitalei. Sper, dacă ne urmărește, îl invit la emisiune pe domnul Paisie. Chiar îl rog să vină aici și să se ducă cineva de la carul de reportaj să-l aștepte la intrare pentru a putea să vină. Colonelul Gheorghe Ștefan se dă la fund în locurile natale Podul Cocului. Colonelul Dinu moare suspect și este înaintat post-mortem la gradul de general. Gică Popa, devenit general, s-a sinucis. Generalul Iulian Vlad a fost închis și într-un târziu eliberat.
Una dintre găzdile de corp al lui Nicolae, ale soților Ceaușescu, a murit anul trecut. Nu s-a scris nimic, dar am confirmarea aceasta. Au fost doi care i-au însuțit până la Târgoviște inclusiv. A murit anul trecut la fel de prematur, ca să nu spunem altfel. În zilele noastre, doi oameni supraviețuiesc din această încercare, să spunem, dintre eroii principali. Generalul Stănculescu și colonelul, astăzi general, Andrei Chemenici. Cum ar veni, iertați-mi expresiile, paznicu și călău. E de ales cine e paznicu și cine e călău. Vă deranjează? Nu. Apărătorul. Nu. În ghilimele, vă rog. Cum se explică toate aceste lucruri? De la asta aș vrea să plecăm. Vă referiți la disparițiile premature? Da, nu se pot, nu sunt... Nu se... Cele două, prea multe cele două tragedii sunt sinuciderea lui Dialomira și sinuciderea lui Cicăpopu. Astea au fost tragediile. Vă rog. Eu aș aborda și altfel problema. Vă rog. Și aș putea să o explic prin faptul că participarea la evenimentele petrecute la Târgoviște vis-a-vis de reținerea, apărarea și execuția soților Ceaușescu a constituit o dramă cumplită pentru oamenii care au participat aici. Din acest motiv am și scris cartea, pentru că, și cărțile de fapt, pentru că s-a vorbit tot timpul, fie publicistic, fie juridic, în termeni reci, seci, ori fără să se înțeleagă profunzimea dramei petrecute cu acești oameni care au participat acolo și sunt afectați efectiv toată viața de ceea ce li s-a întâmplat și cum a trăit. Ieri la lansarea cărții, efectiv, eu mă întrebam tot timpul de ce totuși am scris cărțile astea. Văd că aveți foarte multe emoții, nu trebuie să scăpați de ele. S-a vizionat caseta cu procesul și execuția soților Ceaușescu acolo. Mi-am dat seama că, de fapt, eu am scris aceste cărți tocmai pentru că n-am acceptat farsa, izul de comedie care exista acolo. Și m-am întrebat dacă nu cumva e o dramă. Acolo s-a petrecut totul într-un mod tragic, dramatic chiar. Inclusiv drama soților Ceaușescu, pentru că ceaușeștii izolați, blocați la Târgoviște, au trăit o dramă cumplită. Domnul Cristoiu chiar spunea shakespearian într-un anume sens. Domnul colonel, atunci colonel, astăzi generalul Chemenici, comandantul unității, a trăit o dramă cumplită acolo. Adică una este să fii un om din mulțime, să dorești moartea ceaușeștilor, să fie o lozincă pentru tine, iar alta să fii față în față cu Ceaușescu. Generalul Chemenici, colonelul Chemenici de atunci a făcut revoluția cu Ceaușescu în față. Nimeni nu a mai... Ori toată această dramă, bineînțeles, a lăsat urme. Trebuia să participe în seara asta, de pildă, și Ionel Boeru, cel care a... I-am pușcat, practic, da. A apăsat pe trăgaci, da. Comandantul plutonului de execuție, i-a omorât pe cei doi. Nu putea să participe. El inițial și-a exprimat dorința să participe, da. Să iasă în public, dar el la lansarea cărții s-a întâmplat un fapt deosebit care l-a pus pe gânduri. S-a anunțat în presă că va participa și Ionel Boeru la lansarea cărții. Au venit fotoreporteri foarte mulți, ori în loc fotoreporterii să fotografieze cartea, autorul, manifestarea, m-a întrebat tot timpul unde e Boeru. Adică erau interesați de cel care în momentul ăla, erau interesați de cel care a apăsat, da, pe trăgaci. Deci în momentul ăla, sigur că n-am recunoscut că este Boeru acolo, i-am făcut semn, s-a retras. Asta, adică acești oameni care trăiesc drame cumplite sunt și sunt vânați efectiv pentru de dragul senzațional, de dragul... Ori eu în aceste cărți... Iertați-mă, dar chiar sunt lucruri senzaționale. Senzaționale, dar trebuie să prezentate în durerea și... În lumina lor adevărată. Domnul Lucescu, până să-i dau cuvântul domnului Chemenici, încă este activ, domnul Boeru, am înțeles la... Este activ. Ce se întâmplă? În primul rând că se creează impresia că numai Ionel Boeru a tras.
cei care au fost acolo, știu că s-a tras într-o, nu cu răutate, dar cu o refulare profundă. Una din victimele posibile era Ionel Boieru din cauza unui coleg care a tras fără comandă pe la spatele lui. Nu Ionel Boieru este, numai că această fugă după senzațional, uitând că există rude ale soților Ceaușescu, copii, nepoți, uitând că este firească pornirea împotriva unui om care a tras, cu toate că Ionel Boieru este instrument acolo. Ionel Boieru n-a ieșit la raport să spună vreau eu să execut această misiune, nu a cunoscut-o în profunzime și domnul ministru Stănculescu este aici și poate să mă infirme sau să mă confirme, decât în momentul în care operația a fost bine definită și s-a știut că poate să fie o realitate. Acest martor al istoriei, nechemat de voința lui, ci de dorința unui popor, astăzi se vede un om vânat în pericol, el și familia. N-a răspuns, niciunul n-a răspuns la întrebarea mea. Întrebarea mea era, de unde atâți oameni morți care au participat direct la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile cu soții Ceaușescu? Nu vreau să mai repet lista, dar este o listă importantă. Numai pentru unul singur vă pot răspunde. Pentru care? Pentru Popa Gică. Pe conștiință pe acest om îl are, Dumnezeu să-l odihnească, generalul Prună, care ia comanda unității, și asta este o altă dramă a celor care au participat acolo, de frică ca nu cumva prin acest proces să aibă o ascendență, și greșeala unora care nu i-au înțeles imediata necesitate a scoaterii din țară. În același timp, presiunile făcute pe acest om asupra posibilității unor repercursiuni față de nevastă și copil. Nu știu dacă față de nevastă era atât de puternic impactul, dar față de copil pe care îl idolatriza categoric. Dar ce se întâmpla? Avea mustrări de conștiință? Nu, nu existau aveau presiuni? Existau în acea perioadă obiceiul crucii negre pe ușe sau a biletelor sau a telefoanelor de amenințare. Și atunci Gică Popa n-a fost niciodată, așa cum presa de proastă calitate a afirmat, un nebun, un detracat mental sau un om care a accedat psihic, ci omul care a crezut că prin moartea lui își salvează fica și implicit. Domnule Chemenic, de ce atâția morți? Sunt de părerea lui domnul Lucescu la domnul Gică Popa și aș vrea să redau o secvență. Deci domnia sa a aflat pe cine trebuie să judece când a intrat în unitate. Am spus și eu, da. L-am dus în trei birouri să schiseze ceva despre proces. L-am chemat, nici eu nu mai știam de unde să-l iau. Era la ofițerul de serviciu. A venit, uitați-o cu ochelare, atâta. Să vede, o să se vadă, dacă se prezint de seara asta, cum a fost procesul. S-a terminat procesul, s-a dus să-și adune hârtiile. N-a văzut execuția. M-am dus și am spus că n-a văzut ceea ce a hotărât. Și-a făcut semnul crucii și a spus, bine că n-am văzut-o și pe asta. Acum, dumneavoastră, telespectatorii, pot să tragă concluzia. În legătură cu ceilalți... Eu zic că a fost un regret al dânsului asupra modului cum s-a desfășurat procesul. În legătură cu ceilalți de pe listă, ce părere aveți? Mai am despre generalul Mirea, cred că s-a sinucis. Pentru că au fost cel puțin două situații în care domnia sa a avut mustrări de conștiință. Da. Domnule Geule, voi cam vă plăsc dumneavoastră, de ce nu v-ați sinucis? În general, consider că este un act de mare gravitate și nici nu am motive. O secundă. Deci a venit domnul Paisie, da? Să duceți-vă la producătorul emisiunii, spuneți-i, transmiteți-i prin cască, să-l ia de la intrare, să-l aduc aici. În al doilea rând, eu nu cred că trebuie să facem o legătură între toate aceste morți și să credem că ele sunt suspecte. Deci sunt două sinucideri care sunt sinucideri. Așa. Iar restul pot fi morți naturale, adică au trecut 10 ani între timp. Dumneavoastră, de ce nu v-ați sinucis? V-am spus, eu consider că este un păcat foarte grav și este o situație limită și sper să nu ajung vreodată să... Nu am motive ca să mă sinucid.
Da, domnul Stănculescu. Ați fi vrut să mă sinucid? Nu, era o întrebare pentru că mi-ați răspuns într-un fel în care nu m-am mulțumit. Eu cred că există legătură între oamenii care sunt pe această listă, într-un fel sau altul. Nu puteau să moară, domnule, mai mult de jumătate din ei. Vă rog, domnule general. Eu fac două precizări. Am anchetat în 10 ani cât am condus departamentul de Dezvoltare Armată accidente de aviație. Eram obligat să conduc comisiile. Cred că ceea ce s-a întâmplat lui Maloțan, unul dintre foarte buni piloți, a fost poate ori un moment de bravadă, ori partea cealaltă, un moment de depresie în care a pierdut control. În orice caz, era marcat și era tensionat tot timpul. Așa a trăit după ce a făcut drumul respectiv. Celălalt, Gealo Gușă, a mai avut anterior, cu 2 ani înainte, o problemă legată de boala care era. Și asta o spun pentru că mulți au spus a fost iradiat și din cauza asta a murit. Nu a fost iradiat. Boala necruțătoare l-a distrus. Eu vă pun altfel problema. Dacă acești oameni se intenționa să fie suprimați, aceasta se făcea într-un timp foarte scurt pentru ca ei să nu apuce să scrie, să divorce. Generalul Gușă a avut vreo 2-3 ani la dispoziție, colonelul Ardeleanu de la USLA la fel. Adică să nu cădem în această capcană a imaginarului de a vedea peste tot lichidări, comploturi și lucruri suspecte. În regulă. A sosit moartea și domnul este și naturală. Paisie, domnul Cristoiu, dacă puteți să comentați în vreun fel sau altul această listă care nu se mai termină, dacă nu să mergem mai departe la ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște. Să se așeze, pentru că asistăm un moment senzațional, pentru că și domnul Paisie este un personaj absolut celebru în această piesă de tragedie. Și cum a fost și, evidențez, dezvăluirea senzațională a domnului general că putea să fie dictatură militară, absolut, iar un lucru foarte important. Eu cred totuși, sigur, nu fac scenarii, nu cred că este vorba de lichidări, dar totuși cred că este vorba în unele cazuri de dispariții ale unor martor cheie. Deci, nu cred, trebuie să-l contrazic pe domnul general, că Vasile Maloțan, care era totuși pilot pe elicopterul prezidențial, a putut să intre în niște fire. Adică, nu cred. După asta, Gheorghe Ardeleanu, șeful USLA, era, nu știu, prășea cartofi sau cam așa ceva și, mă rog, s-a... De la insecticid? Deci pot să le pun deocamdată până când nu se va face, să zicem, o anchetă sau până când o să treacă timpul, le consider totuși ca morți misterioase. Însă eu aș vrea să întreb pe domnul general domnul general Lucescu, scătați-mă, că zice Matescu. Domnul judecător regretat Gică Popa a spus că s-a sinucis pentru că erau presiuni. Dar asupra domnului general Dan Voinea nu au fost presiuni, dânsul a fost procurorul. Mi se pare că a avut un rol mai dur. Și cu toate acestea, uite că acum este... Nu, puteți să-mi puneți problema mie direct ca să nu răspund în numele altcuiva și care nu este de față. Nu întreb o chestiune, că deci au fost și unii care au rezistat. Este și logică și normală și nu are. În primul rând, că nu se poate face, spune sub semnul unei speculații moartea lui Popa Gică, nici să moară repede, nici târziu, nici altfel, pentru că Popa Gică știa exact ceea ce știam și eu, ceea ce știa și... ceea ce știe și generalul Dan Voinea. Deci nu aveam niște secrete deosebite care viața ni le-ar fi putut, care ar putea să tareze și să aibă impact asupra vieții sau morții noastre. Puteam să fim altceva. Haideți să vorbim puțin, mulțumesc și de subofițerul. Nu mai e jocul refulării. Iertați-mă, cel care a stat atunci cu soții Ceaușescu și a fost... Domnul capitan, a devenit face. Sau major, pentru că s-a îmbrăcat în hainele... Păi bun, trebuie să le prezinte ce a făcut. Ați fost major și acum ați ajuns șofer de taxi sau sunteți și major și șofer de taxi? Domnul Domenic, să spuneți ce rol a avut. Ceea ce știu eu, ceea ce este în cărțile mele. Deci, la ora 13:30, cam așa ceva, soții Ceaușescu au ajuns în Târgoviște, s-a primit telefon la dispeceratul Ministerului Miliției Județene,
că soțul Ceaușescu ar fi undeva la plante. La... Comandantul nu prea a crezut, atunci domnul sergent major Paisie, împreună cu un coleg Ienache, de miliție, da, au luat pe cont propriu această acțiune, au luat radarul miliției județene, au plecat la centru de plante, l-au luat, i-au luat pe cei doi ceaușești de acolo, în intenția de a-i duce la inspectorat. Nu? Asta a fost inspecția. Intenția. În curtea inspectoratului și poarta erau blocate de revoluționari. Atunci, neputând să intre în curtea inspectoratului, deci la inspectorat, a ieșit cu ei în afara Târgoviștei, ducându-i undeva pe marginea unui lac, la Rățoaia, parcă. Având, în schimb, tot timpul legătura, din câte știu eu, legătura cu inspectoratul. Deci inspectoratul județean al Ministerului de Interne cunoștea miliția județeană, să zicem, cunoștea permanent locul unde vă aflați cu cei doi ceaușești. Bun, asta haideți... până la ora 17, când, despresurându-se miliția de revoluționari, au fost chemați în inspectorat. Domnul Domenic, în cărțile noastre nu există mărturia domnului Paisie, o putem, poate, nu, dacă nu este, da. O putem pune acum în direct, că îl vedem. Spuneți-ne, povestiți-ne, deci primul om care, din forțele... O secundă să mai fac, să, până să instaleze telefonul. Aș vrea, mai vine cineva. Aș vrea să-l întreb pe domnul Stănculescu de rolul lui Iulian Vlad. Dacă a făcut echipă cu generalul Gușe, de ce n-a împărtășit până la urmă soarta acestuia? Momentul a fost când gealul militaru, care între timp fusese numit ministru apărării naționale, deși ulterior domnul Brucan a spus ce a spus, dar în realitate rezultanta a fost schimbarea mea și numirea lui gealul militaru, a spus că trebuie distrusă securitatea. Și atunci a luat, începând cu șeful, cu capul, până jos. Mai mult, a fost momentul când a vrut să ducă pe stadionul Steaua unitatea specială Uzla, asupra căreia nu știam ce se va putea întâmpla cu ei acolo. Și oprindu-l să facă acest lucru și opunându-ne mai mult, nu numai și domnul Voican și ceilalți, și Mihai Montanu, da. Această unitate n-a fost efectiv distrusă. Spuneți-mi, a existat o competiție între generalii Vlad și Neagoie după fuga ceaușeștilor? Vlad conducea securitatea, iar Neagoie conducea acea direcție de... Nu cred că a fost acest lucru, mai ales că printre cei care au fost arestați de gealul militar au fost și gealul Neagoie. Și din acest punct de vedere aș vrea pentru istorie, într-un fel, dar în special pentru viitor, să amintesc militarilor noștri, și mă refer la cei care conduc armata, că într-o stare de război trebuie respectat inclusiv inamicul și tratat ca atare. Nu vreau să iau exemplu rușii cu von Paulus la Stalingrad, când a fost luat, dus cu avionul, tratat cum se cuvine și stors tot ceea ce putea să dea gealul Paulus, von Paulus, dar mă refer la faptul cum militarii din ordin au luat general din, și ofițer superior din securitate și miliție, au fost arestați, băgați în pivnițe, legați cu sârmă și așa mai departe. Eu l-am, asta o știu, că pe urmă am mai făcut un schimb de păreri cu gealul Neagoie și care a suferit mult din acest punct de vedere. Haideți să-l ascultăm pe fostul sergent major de miliție, da? Plutonier erați atunci când... Bun. Și până la urmă ați ajuns major, astăzi sunteți taximetrist. E foarte interesant să ne povestiți pe scurt ce s-a întâmplat atunci când i-ați luat pe soții Ceaușescu și de ce acum sunteți taximetrist, când alții sunt șefii parchetelor militare și, mă rog, alte funcții. Ca să încep începutul funcției. Deci, toate unitățile de miliție de la acea vreme intraseră în
de când începuse zvonul cu Timișoara, intrasem în alertă, stăteam, dormeam, stăteam tot timpul în unități. Pe mine m-au ales și făceam parte dintr-o echipă care primeam toate informațiile din județ, eu eram la telefoane și primeam diferit, staia de spirit, aia ce era în județ. Și cu mâna pe telefon, cu ochii la televizor, primesc un mesaj că ar fi în zona Târgoviștei oțelărie. Mă prezint la șeful miliției, domnul Dureci, era atunci, îi raportez telefonul care îl primisem și toată lumea era în zarvă mare, toți nu mai știau care încotro și practic mi-a dat de înțeles că nu-l interesează sau cam așa ceva. Că nu-l interesează că... Aspectul, da. Sau... Stai o secundă, ceaușeștii au intrat în paza dumneavoastră, a miliției din Târgoviște, la ora 14, da? Nu, da. La ora 14. 4 ore i-a ținut dumneavoastră la miliția din Târgoviște, da? Nu, nu la miliție. Nu, nu. În pădure, v-ați dus la Rățoaia, mă rog. Da? I-am luat de la plantea gânșilor. O secundă. Spuneți-mi de ce comandanții dumneavoastră de acolo n-au informat superiorii de la București despre acest fapt și nu s-a acționat practic în niciun fel. Cunoștință nu am dacă s-a informat sau a avut intenție să informeze. Păi domnule, a stat 4 ani. S-a informat 4 ani, iertați-mă. S-a stat 4 ore. A informat cineva la București. Domnule, Ceaușescu este cu plutonierul cu tare. Da. N-am de unde să știu. Domnule, eu când m-am dus și am zis, domnule comandant. Era un haos la internet. Era un haos. Când m-am dus și am spus, uitați, ceaușeștii sunt în zona noastră aici. Nu m-a băgat nimeni în seamă, dar când am strigat de doi, eu mă duc să-i prind. Atunci ești nebun, m-au luat... Stați-mă, dumneavoastră, la ce oră v-ați întâlnit? Deci, ați ajuns cu mașina acolo, la plante. Da. La ce oră? Cred că 3, 13, 4, 5, 5, la 2, 6, 13, stați un pic, foarte important, 13.50. Bun, în acel moment ați raportat la bază, la sediu, că... N-am raportat, nu aveam posibilități. Stația nu mergea. Mergea stația, dar a fost urmărit de populație, mașini, ne-au izbit mașina, ne-au tamponat din toate părțile. Știau că e Ceaușescu în mașină? Noi am încercat să trecem prin populație, așa, pe stradă și i-au văzut. I-am băgat superne în spate acolo, am trecut prin... Deci au stat pe bancheta din spate. Prin bancheta din spate. Ne-am strecurat cât am putut. Și gărzile de corp erau cu ei? Nu mai erau singur. Nu spuneți, domnule, că oamenii nu știu Ne-am strecurat așa printre oameni așa? Și la un moment dat i-au văzut și zice, uite, lumea s-a alertat adicat. Și au început să dea în mașină și au zis, domnule, trebuie să scăpăm de aici, că zic, ne lișează și pe noi lumea. Uh-huh. Și am forțat, ne-au lovit câteva mașini, un autobuz, a fost pe două roți, pe patru roți, ca în filme. Oricând ați văzut prima dată pe... Cei doi. Da. Ce au zis? Ați venit, erați îmbrăcat în uniformă? Eram îmbrăcat în uniformă. Și ce a zis dumneavoastră? Ce v-au zis? La un moment dat mi-a fost teamă că am zis, dom'le, azi are armament, știam că generalul Neagoe e înarmat. Am luat o altă poziție, am bătut 3-4 de defilare, m-am prezentat și am zis, domnule președinte, toarește președinte, am primit ordine de la comandantul miliției județului Dâmbovița să vă asigur protecție. 10.000 de oameni se îndreaptă spre... Mă urmați, eu nu știam care... Că absolut corect, nu încerca să... Eu când l-am văzut exact în tocul ușii, așa, practic stăteam în tocul ușii. Păi Elena o văzusem în hol. Iar pe doamna Ceaușescu, doamna... Sau pe tovară cea Ceaușescu. Cum vezi? Vă rog. Da, nu, că am... Am și emoții. Și... E pe tip s-a supus. L-am luat de braț, puțin mai stând, așa, ce aveți cu mine, ce aveți de gând, ce nu știu. Și mașină și am plecat. Și unde ați ajuns? Am vrut să intrăm prin spate la poliție, la miliție acolo, dar fiind faptul că era un poi de muncitori de la combinat de oțelul speciale, am zis, domnule, n-are rost să intrăm, că zic, și ne-am strecurat pe străzi și până am ajuns la marginea pădurii. Am stat acolo foarte mult, nu știu, 2-3 ore am stat, n-am putut să luăm legătura, nu de teamă, știind ce, văzusem ce se întâmpla în inspectorat și am zis, dom'le, dacă ne găsesc aici, și zic, iar vin, eram speriați, vă dați seama, cât ne-au bușit cu mașina. Cine era mașina dumneavoastră? Eram eu, șoferul Ienache, da?
deci era subofițer și el, și cei ceilalți în spate. Bun, câte ore a stat la Rățoaia acolo la pădure? Cred că 2 ore jumătate. Ce ați discutat în acest timp? Nu aveam radio. Îi întrebam tot felul de ce nu e mâncare, de ce nu e, că lumea moare de foame, că e frigiderul, că zic, chiar mi și exprimea, zic, îi spuneam, eu care sunt polițist, mai am posibilitatea să mai merg prin spate, să mai iau, și tot frigiderul este gol, în permanență este gol. Și e ce spuneam? Că nu e adevărat, că nu e adevărat, că nu e adevărat. A fost ceva care v-a reținut, tot, care v-a șocat în ceea ce au spus atunci cei doi? Bine, cu grame de unt, că a repartizat pe nu știu cât cap de locuitor, nu știu câte grame. Practic, și pâine țineau și același discurs care țineau zi de zi și fața dumneavoastră acolo, la marginea pădurii. Da. Bun, impresia dumneavoastră era că făcea propagandă sau că chiar nu știa? Mie, la un moment dat, mi-a lăsat impresia că nu știa. Cui au raportat la București cei de la Miliția Târgoviște? În momentul când ne-am prezentat cu ei la inspectorat, toți s-au dat la o parte, parcă intrase Dumnezeu. Nu știau ce să mai facă. Efectiv, doar câțiva dintre colegi au zis, domne, să stăm deoparte. Bun, au ajuns la miliție la ce oră? 17:30. Și de acolo, mai departe? Ne-am transferat vis-a-vis la unitatea militară. La unitatea militară, la domnul Chemenici. Dumneavoastră, domnilor Stănculescu și Voican, a știut de la ora 14 de arestare sau ați aflat la 7:30 atunci când v-a dat telefon domnul Chemenici? 19:30. Am aflat prima dată de la Malțan că a fost, cum se cheamă, părăsiți la margine de drum, prin Gealul Rus. Și a fost momentul în care nu știam încotro se îndreaptă. Nu, dar ați fost anunțați până atunci, nu știați? Nu, am știut că a fost lăsat la marginea drumului. Și acele 3 ore și ceva n-am știut. Da. Unde se află. Și pe urmă mi-a dat domnul Geal Chemenici telefon și mi-a spus. Și atunci a fost un discurs foarte codificat, ziceam noi, dar probabil că dacă l-aș fi ascultat cineva ar fi înțeles, în care să ne explicăm fiecare. Și atunci, nu știu exact dacă atunci sau ulterior i-am mai dat ordine să-i trimit întăririle militare pentru garnizoarea. Am înțeles. Am fost anunțat în caz că va veni și domnul Boieru la emisiune și va participa, comandantul plutonului de execuție. Domnul Voican. Deci, întrebați când am aflat. În jurul orei 17, la televizor, se dădeau tot felul de informații. Că sunt pe partea Piteștilor, că sunt la Titu, că sunt la Târgoviște. Deci, informația cu Târgoviște, care era reală, era amestecată în tot felul de alte variante, că au încercat să decoreze. Erați stabiliți la acea oră ca pol de putere? Încă nu. Da. Încă nu. Dar eram în jurul domnului Iliescu. Acum, ceea ce e interesant însă din ceea ce povestește domnul Paisie, și eu aș vrea să-l întreb, pentru că a fost o chestiune complexă acolo. Până la un moment dat, toată lumea colabora, miliția, armata și securitatea, au plecat să-i caute și în momentul când s-a aflat că l-au găsit, miliția a vrut să-și-l oprească pentru ea oarecum și s-au rupt legăturile. Și îl întreb pe domnul Paisie, care fiind plutonier de miliție, era militar și știa că în Târgoviște șeful garnizoanei este domnul Chemenici. El este în ierarhie principalul superior. De ce nu au dus de la început, văzând că nu poate să intre la inspectorat, de ce nu au dus în unitatea militară? Pentru că, în realitate, Ceaușescu întâmplător a fost văzut de niște ofițeri care preluau miliția în subordine și au raportat domnului Chemenici că sunt acolo și au spus, haideți cu ei la unitate. Altfel, ei ar fi rămas la miliție. Pentru că, de fapt, și e omenește să fie așa, fiecare avându-i, pe de o parte, să temea și ar fi vrut să scape, dar pe de o parte știa că are un as în mână. Adică cine îi ținea pe Ceaușești? Cam lungă întrebarea. Cam lungă întrebarea. O carte. Vă rog, domnul Paisie. Trebuie să spunem că a venit părerea. Da, a venit și domnul Boieru. Bună seara. Vă mulțumesc că totuși nu m-ați invitat. Și în 89 m-am oferit voluntar să merg în acea misiune. Nu sunt un laș. Mă ofer și acum să participi la misiune. Că o apariție senzațională. Nu, dar eu v-am invitat. Nu că nu v-am invitat, că v-am lăsat să veniți. Deci a fost ieri seara asta n-am fost invitat.
Nu vi s-a reiterat? Nu. Asta nu este vina mea, este vina altcuiva. N-are niciun rost. Important este că... Și dacă acum... îmi permiteți, domnule ministru, am urmărat să vă salut. Domnule general, vă mulțumesc pentru că doar e. Domnule general, am urmărat să vă salut. Domnule colonel, am urmărat. Vă mulțumim. Vă rog, domnul Paisie. Eu cred și sunt convins de asta. Oamenii și, în general, cadrele militare în momentul ăla erau debusolate complet. Când am mers la domnul Chemenici, domnul Chemenici tremura ca varga și a zis, domnule președinte, efectiv i-a dat raportul. Vă amintiți, domnule? Lăsați că ajungem și acolo. Cum să ne dau raportul? Absolut. Dați niște că nu... Domnule, noi nu facem procese de intenție cuiva aici. Și cadrele noastre erau înspăimântate. Când l-au văzut în capul scăilor, ai noștri de la miliție, nu știau de partea cui să se dea. Efectiv, nu știau de partea cui să se dea. De partea poporului, domnule, nu vă zic la televizor. E ușor de spus acum, într-adevăr. Era efectul celor 25 de ani de domnie. Absolut. Spuneți-mi dumneavoastră mie acum, cum ați ajuns din major șofer de taxi în București? De unde sunteți de fel? De fel sunt din Caragiale, ile Caragiale, de lângă Moreni. De fel, de pământ, cum se spune. Da. Și viața dumneavoastră are ceva din Caragiale, ce s-a întâmplat până acum din major, din cel care i-a prins pe Ceaușești șofer de taxi. Spuneți-mi din momentul în care i-ați prins pe soții Ceaușescu, ați avansat până la gradul de major și acum șofer de taxi. Cum s-a întâmplat? Da. Pe data de 24 la noi era zi de salariu. Și am dat un telefon, zic să-mi ia și mie cineva salariu din colegi. Și când am dat telefon, surpriză, au început să mă înjure, m-au cunoscut. Nenorocitule, ne-ai trădat, n-am... Și mi-a fost teamă. Când am văzut că au venit elicopterele, am stat 5 nopți cu ei. Și am zis, doamne, mă prezint la domnul general Stănculescu și raportez. Domnule general, uitați ce se întâmplă cu mine, am fost amenințat, zic, luați-mă la București, cel puțin să știu că stau în siguranță. Cum erați îmbrăcat? Eram jumătate poliție, jumătate militar. Nu, era capitan îmbrăcat. Asta vreau să spun. Da. Mi-am dat hainele de capitan ale capitanului Davija, pentru că toți din Ministerul de Interne... Era curierul plin de haine și atunci, cu tot racismul situației, am mai făcut și macuri proaste. Și trebuia să dea jos vestonul de milițian, ca să nu mai aibă această haină cu impact, să pună. Se duce și în loc să ia ceva, pune mâna pe o haină de capitan. Și atunci toți am făcut remarca stupidă, bă, nu puteai să o iei, dar asta la București, la Steaua, nu puteai să iei una de colonel? Așa, că bun, haina i-a adus trebuie precizat pentru telespectatori că dumneavoastră a stat cu Ceaușescu până în momentul în care a fost executat, toate acele zile. Chiar dacă era milițian, l-a trecut la armată? Nu, la soție. Aici e o problemă cam dificilă, în sensul că în unitate am avut mai mulți ofițeri din Ministerul de Interne, deci și de la Securitate și de la Poliție. Ceaușescu început să aibă o... nu putea să-i vadă, că la un moment dat spunea că teroriștii sunt securiști. Și deci și pe Dinu l-am îmbrăcat în haine militare, acum avea încredere în noi. Dinu fiind securist. Securiști. Și dânsul? Ca să rămână în continuare acolo cu Ceaușescu și o remarcă, nu s-a deslipit absolut deloc decât când a intrat la proces. La proces. În rest, dumneavoastră ați participat? Da. Toate minutele ați fost numai lângă Elena și lângă... Deci au fost în trei. Am participat de la început. Am și câteva întrebări pe domnul Paise. Ați venit cu haină de major sau de capitan? Nu rețin, parcă de capitan totuși, nu de major. Pe vremea eram capitan. Eu m-am oferit voluntar. Aveți curajul acum să spuneți sincer, din momentul de când l-ați preluat de la Sera de Flori până l-ați dus. Au știut șefii noastre unde sunteți? Asta sincer, cu mâna pe Biblie, spune să vrea asta? Cu mâna pe inimă, nu... Bine, vă mulțumesc. În regulă. Domne, pentru am luat-o eu. Pentru telespectatori, că vom mai vorbi despre zilele în care Ceaușești au fost ținut la Târgoviște, de-abia de aici începe practic emisiunea. Spuneți-mi, cum ați ajuns șofer de taxi și v-ați întâlnit cu domnul Stănculescu? Nu e de soarta, domnul. Domnul, pentru unii soarta a făcut să fie șefii parchetelor militare, pentru alții să fie șofer de taxi, domnul. Nu, eu vorbesc de în momentul... Întâlnirea, sigur. Vă rog, deci după ce am ajuns la pe stadionul Steaua, domnul Stănculescu a zis, facem ofițer.
Eram, eu nu știam, nu mai mă interesa atunci că sunt ofițer, că sunt ofițer. Mă, domne, să nu pierd, să nu mă omoare cineva, că toată lumea era speriată. Și m-am cazat la Haiducu împreună cu răposatul Gică Popa. Și am stat cu dânsul de vorbă mai mult timp atunci și zice, domne, mie mi-au zis că mă duc în Australia. Că urmează să plece în Australia. Avea fata sau soția pe la prin Moldova, era un pic speriat. Și zice, trebuie să-ți găsești tu un loc unde să te duci. Unde să mă... Și ca după aceea, la P9, a trebuit să plec în Columbia. A zis, domne, unde pleci? Unde? În Columbia, în Columbia am mai departe. Cât a stat în Columbia? Din ce an până în ce an? Mi s-a îmbolnăvit copilul în Columbia, nu știu, probabil din cauza climei, n-a suportat clima și am revenit în țară după 6 luni. Deci ați plecat în 90? Am plecat pe 8 ianuarie. La ambasadă. La ambasada României din Columbia. M-am întors prin iulie, cred. Mai departe. Și după aceea am fost în Zimbabwe, la Harare. Așa. Am lucrat și acolo 2 ani de zile, fiind ofițer. Da. Din Zimbabwe? Când am venit acolo, m-am trezit trecut în rezervă. Fără să-mi spună, domnule, ai fost trecut. Nu, așa. Deci, domnule, când m-am prezentat la unitate... În ce an? În 94. 94, așa. După aceea am fost în Thailanda, fără grad, fără nimic. Am fost în Thailanda, mi-am făcut datorie acolo la ambasadă. Da. Am venit înapoi în țară, m-am prezentat la domnul Iliescu, i-am zis, domnule președinte, uitați asta, am fost trecut în rezervă, zic, ce fac? Și domnule, cum? Uite așa. Te luăm la noi la SPP. Am intrat la serviciul de pază și protecție, am lucrat un an jumătate, am obținut grad de maior, am dat examen, tot. Da? Și, bine, eu între timp mai aveam, ba, cu amenințări, ba, am avut multe copii, soție. Bun, ați intrat în SPP în ce an? 95. Până în? Până în 96. Că după aceea am cerut o detașare la Ministerul de Externe, mi s-a aprobat detașarea, am plecat în Australia, iar la câteva luni după ce m-am prezentat la post acolo, mi-a zis, domne, să te prezinti în 10 zile la unitate. Mi-a venit o comunicare pe fax la ambasada din Australia, să mă prezint în 10 zile la unitate. Domnul ambasador, atunci domnul Găfdea, a luat legătura telefonică cu domnul Angel, parcă era atunci, la Serviciul de Bază și Protecție și a zis, mi-a venit omul ăsta aici și după mi-l luați pe ce facem aici. Nu știu ce. Aveam și chiar de Crăciun, parcă am avut un deces la ambasadă și trebuia să mă ocup de toate formalitățile. Și a zis, l-am la Sydney, unde să vin în 10 zile la București? Și nu să fac un memoriu că o rezolvăm. Și după alte câteva zile mi s-a comunicat că am fost trecut în rezervă. În ce an era asta? 96, 11 ianuarie, cred. 97? 97? 96, 95 m-am dus la post în decembrie și 96... 97 dacă era Nicu Angel. Dacă era... Da. Era după alegerile de noiembrie, ați văzut? Da, după alegerile. 97, 97. Așa e. Bun. Sau după țigareta? Poftim? Sau după țigareta? Nu, înainte. Înainte, 97 dacă era domnul Angel în ianuarie. Și de atunci până acum ce faceți? Ce ați făcut? Am terminat postul în Australia, 3 ani de zile cât e, și m-am prezentat la Serviciul de Bază și Protecție, ce? Păi și domnule, știu că în rezervă. Și de atunci, mulțumesc. Care viața am încercat, am fost pe la Senat, pe aici, pe la domnul, la... Președintele Comisiei de... Domnul Alexandru, Nicolae Alexandru. Să zic să mă sprijine, să știu și eu. Și a zis, domne, nu ne interesează, zice. Și m-am apucat de taximetrie. Mi se pare o meserie destul de interesantă. Domnul Dugă, dacă îmi permite, stați un pic. Deci dumneavoastră ați cerut să treceți în rezervă conform ordonanței sau ați fost trecut? Nu. A fost trecut în rezervă. Când a venit noua conducere a SPP, l-au schimbat. A fost în mai multe rânduri în postul de dezertare. Eu am fost la domnul ministru, după 4 luni, îl căutam și noi, că el era deja în evidența noastră.
Îl căutau și poliția. Și dânsul era deja plecat din ianuarie și noi eram în aprilie. Așa era dat dezertul la poliție. Și la poliție și la noi. Și în structurile noastre. A fost domnule, a dus o viață grea. Mitul cu Argentina. O secundă, da. Domnule Chemenici, ați primit în unitate pe Ceaușești la ora 18, da? De ce l-ați anunțat pe domnul Stănculescu abia după o oră și jumătate că e acolo? Problema este că ora, până am luat legătura, am raportat-o prin, nu-mi permiteam să iau legătura cu domnia sa și am luat legătura cu comandantul armatei, respectiv generalul Voinea. Și până s-a până 18 precis și că nu i-am preluat întâmplător, respectiv doi ofițeri care îi numisem eu, Dinu și Cumareș, deci un ofițer de la mine și unul de la securitate să meargă să facă scotociri la mănăstirea Dealului. Că acum era ultima informație care mă știam la mănăstirea Dealului. 4 ore pentru mine a fost dispărut Ceaușescu din județ. Deci, pe erau pe malul... De la ora 14 până la ora 8. Ce mi-ai adus, domne, pe cap? Nu puteai să-i lași să-ți ducă dracu în Argeș? Cred că confundați. Da, dumneavoastră mi-a spus. Mi-ai adus mie să-mi faci necazuri. Noi vă i-am luat de acolo. Nu știu. V-am amintit când m-au bătut soldații în unitate? Da. Ați zis că sunt terorist? Da, deci... Stați o secundă. Spuneți-mi întâlnirea dumneavoastră cu Ceaușești. Întâlnirea mea s-a produs, deci după ce se instalase deja, în birou alăturat, m-a tot chemat. Vrea să se adevărul cu comandantul. Și m-am dus. Bineînțeles, mi-am pus la punct ținuta, cum a spus dânsul și vă că o spun în râs, eu am luat-o foarte serios. Deci m-am uitat chiar și în oglindă, cum mă duc, și m-am prezentat că sunt comandantul unității și comandantul garnizoanei. Să trăiți tu așa președinte? Sau? Sigur că da. De multe ori am spus președinte, dar mai de multe ori am spus comandant suprem. Deci da. În toate întâlnirile nu m-am adresat altfel. Și m-a întrebat care e situația, poziția dânsului. Respectiv, domnul Paise, cred că trebuie să confirme, pentru că a fost omul care n-a vrut pur și simplu să desfipească de ei doi. Dânsul chiar așa mi-a exprimat atunci, că vrea să împartă soarta lor, adică să se ia cu ei. Eu cred că asta a fost șansa dânsului, în moment. Bineînțeles, până la proces. Până la urmă n-am părțit soarta. Deci Ceaușescu nu știa care-i soarta. Vă rog să-mi dați voie să vorbesc. Vă rog. Domnul Pașin. Și i-am raportat că îi asigurăm protecția. Vreau să scot în evidență, cred că și dânsii i-au spus așa, în afară de sediul poliției, unde Conț spune și Știrbescu spune că i-au făcut percheziții, că le-au spus problemele lor reale, din momentul când a intrat în unitate și până s-a întâlnit cu completul de judecată, Ceaușescu niciodată nu i s-a spus de către nimeni, nici de către mine, nici de către ofițerii care au fost acolo, dânsul deșmator, că el este arestat. I s-a spus? Nu. Noi se puteam spune, pentru că nu avem documente. Nu avem, noi nici nu avem asemenea meserie, domnul Tucă. Să respectăm oamenii, eram armată. Noi asiguram protecția și vreau să informez telespectatorii că 1000 și ceva de oameni au fost acolo și toți, garantez pentru aceasta, am fost în apărarea acestui cuplu pentru a fi dus la procesul care s-a întâmplat. Dar e un lucru excepțional, faptul că nu știau că sunt arestat. Dar el știa că e arestat? Nu, spunea că îi asigurăm protecția. Mi-a spus de vreo 2-3 ori. Era reținut, dar mi-a spus de vreo 2-3 ori, mi-a spus așa, spre exemplu, trebuia să meargă la grupul sanitar. Și atunci eu dădusem ordin să meargă cu ofițerul. Și atunci a sărăsit la mine. Cu el sau cu dumneavoastră. Și atunci a spus, ce e asta? Și am spus că este foarte mare pericol și în orice situație trebuie să fie cineva lângă domnia voastră. Deci n-a realizat. Când a venit... Deci, domnule, până în ziua în care, până în data de 25 decembrie, atunci când au fost aduși în fața conflictului de judecată, n-au știut că sunt arestați. Nici când au făcut vizita medicală. Ei n-au știut că vizita medicală se face în scopul ăsta. Cred că s-a gândit că se face vizita medicală dacă poate sau nu să se urce în elicopter. Eu așa am crezut. Am înțeles. Da, iată-mă. Deci... Vă rog. Și din cartea, domnului Domenico, care e un lung interviu cu domnul Chemenici, și din ce am citit,
este această chestie care este într-adevăr un lucru senzațional. Deci, într-adevăr, și acum poate putem pune în discuție, Ceaușescu nu a știut până, cum se spune, până la procesul propriu zis, până în sală, că de fapt el este, cum să zic, arestat sau reținut. El, dumneavoastră, el știa că este asigură protecție. Deci mai avea mereu, mereu o... N-avem documente, dar șanse. El tot timpul credea că o să-l duc. Că dumneavoastră protejați, că poliția da. Să-l protejează. Și insista să-l ducem la IMG, să-l ducem la televiziune, insista să convocăm Marea Adunare Națională, insista să-l ducem la muncitori pe platformă, da. Că el credea, zicea că cu muncitorii lui va termina cu trădătorii. Trădătorii era Milea, era Bușe și toți care... Stănculescu era? Nu. Deci nu era. Ne oprim puțin și vom reveni asupra acestor aspecte, pentru că sunt foarte importante. Nu știu cum s-a făcut, dar e aproape 12:30 și practic n-am intrat în discuție. De-abia de acum vom începe să discutăm ce s-a întâmplat în acele zile la Târgoviște. A făcut introducerea domnul Chemenici, fostul comandant de atunci al garnizoanei. Publicitate. Trebuie să vă anunțăm, dacă aveți răbdare, că în această seară vom intra în legătură și cu dumneavoastră spre finalul emisiunii și o să vă rog să vă pregătiți întrebările să fie scurte și nu prea multe pentru a putea lua cât mai multe telefoane. De asemenea, la finalul emisiunii vom prezenta execuția sau momentul în care au fost, mai bine zis, momentul după execuție și moment care va fi comentat de cei prezenți acolo, inclusiv de domnul Boeru, care a participat efectiv la această execuție. Mai întâi publicitate.
ați făcut de căcat. Da, continuăm emisiunea din această seară, o ediție specială despre ultimele zile ale lui Ceaușescu. Din păcate, dar și din fericire în același timp, ne apropiem de ora 1 cu pași repezi și de-abia din acest moment, practic, vom discuta despre ultimele zile și despre ceea ce s-a întâmplat din 22 decembrie până în data de 25, acolo la Târgoviște. Domnule Stănculescu, aș vrea să-mi spune ce rol au jucat generalii Rus, comandant al aviației militare, Mocanu, comandant al CAT, comandantul apărării antieriene teritoriale, colonelul Suciu, care astăzi e arestat în afacerea Țigareta, atunci comandantul regimentului de elicoptere de la Titu, pentru că ceva se preconizase de ceaușești în acea zonă Târgoviște. Prim-secretarul Pantelimon, Găvănescu, da? Trebuia să elibereze sediul județean pentru ședințele Comitetului Politic Executiv. Bobu și Mănescu se deplasaseră în aceeași zonă. Spuneți-mi că dumneavoastră ați fost ultimul care ați vorbit cu Ceaușescu la scara elicopterului sau până să ajungeți acolo. Era hotărâtă, într-un fel, strămutarea conducerii de partid și de stat la Târgoviște? Discuția a fost aici pe sală și era fuga și nu era nimic în capul lor, cel puțin și vizibil tremurau și erau albi. Atunci de ce primul secretar... Deci, după ce au decolat, probabil că mai departe au făcut aceste încercări. Ca să s-au lăsat la... aici vorbă ca să transmită. Ce rol au jucat generalii pe care v-am întrebat, dacă știți? Generalul Rus, comandantul al aviației militare, comandantul comandamentului apărării antierene teritoriale și colonelul Suciu mai ales, un personaj foarte cunoscut acum, ca drept cel care a găzduit afacerea Țigareta, atunci comandantul, iertați-mă, regimentului de elicoptere de la Titu. Pentru că este foarte straniu că, de exemplu, domnul Suciu nu i-a reținut pe Ceaușești în regiment. Nu i-a reținut. O secundă. Dar i-a reținut pe Bobu și pe Mănescu. Pe soții Ceaușescu i-a îndrumat spre Târgoviște. De ce oare? Fac și eu ca și dumneavoastră. Este ceva, o surpriză pentru mine, această fracțiune. Dar știu că mai departe, Colonelul Suciu a pus la dispoziție tot ceea ce am ordonat pentru deplasarea noastră în zonă, în apoiere și așa mai departe. De nu, știu, am înțeles. De vă spun că nu știam despre această secvență pe care ați prezentat-o. Și o aflu acum, e bine și după 10 ani. O să aflăm și mai departe cât o să mai trăim în viață, câte o noutate. Dar, Gealul Rus a comandat aviația și a stăpânit, să zic așa, supravegherea aeriană în măsura în care n-a fost bruiat de informațiile care au fost foarte strane și le știți în noaptea, în special de 22 pe 23, de 23 pe 24, elicoptere, avioane și așa mai departe, mișcări care de fapt nu au existat. Au fost numai o formă a războiului psihologic în țara noastră. Și radioelectronic. Și radioelectronic. Vă rog, domnul Boieru, ați vrut să spuneți ceva? Dacă permiteți. Eu fiind în Boteni, în momentul respectiv mă refer de pe data de 17 până pe data de 25, pot să vă spun ce știu. Domnul comandor Suciu, pentru care am o stimă deosebită, îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu persoana respectivă în urma acestei afaceri Țigareta, era în momentul respectiv comandul garnizoanei. Deci Nicolae, garnizoanei, Titu Boteni. Da. Titu Boteni. Deci... Elicopterul care a venit cu cei doi a aterizat undeva la vreo 15-20 de kilometri de aerodrom, Serdanu și o altă localitate, nu-mi scap acum momentul. Da. În momentul respectiv, el a ordonat, vă spun exact, deci eram pe pistă, eram ofițer de apărare antieriană, eram pe pistă cu mitraliere antieriene, gata să trag în acel elicopter, a ordonat ca elicopterele să pregătească, au început să-și pregătească elicopterele să plece, să-l preia, dar a venit, se pare, asta vă spun, din auzite, deci nu pot eu să vă confirm. Să confirmați, da? Deci a venit din auzite, se opresc toate, nu pleacă nimeni să-l preia. Cine a dat, domnule, să-l deci, nu. Deci
să termină un test și după care puneți întrebările. Deci continuă problema. Eu făceam parte într-o unitate de paraștiști. Acea unitate de paraștiști a trimis forțe care au, ulterior au venit în București, pe pistă, ca să-l prindă pe Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu. Mașina care a preluat după ce a aterizat elicopterul, în loc să intre pe drumul care vine spre unitate, a mai mers în jur de vreo kilometru jumate, doi, și a luat pe drum paralel cu pista și a încercat să intre pe pistă. Deci a încercat să intre pe pistă. Văzând forfota de militar care era acolo, s-a întors. Cine era în mașină? Asta nu știu. Cei doi și nu știu cu cine. Și nu știu cu cine. S-a întors, a făcut a făcut mile de rește la stânga împrejur. Șeful restamajor al unității, comandantul companiei cercetare, ăsta a plecat chiar cu un tractor, care era terenul, vă spun, au plecat în urmărirea mașinii. Deci, asta tot ce știu eu. Referitor la Bobu și a spus Manea Mănescu. Deci, aceste persoane au fost semnalate în județ, respectiv la Găiești. Au fost prinse de filtrele care erau puse și au fost preluate de noi paraștiști. Au fost aduși în cazarmă și în momentul respectiv comandantul garnizoanei i-a luat și i-a luat în pază. Deci nu e nicio problemă. Deci Ceaușescu a aterizat până la urmă la... Da, a aterizat la Serdanu. Pe șosea. Și n-au reușit să recuperați pentru că văzând forfătă, ei au plecat? Deci încă o dată vă repet. Deci elicopterele de la comandorul Sucea au primit ordin să-l termine acolo, să tragă asupra lui. Deci am auzit cu urechile mele acest ordin. După care a venit un ordin, elicopterele și-au oprit chestia. Stați puțin, de unde a primit asta nu mai știu. Comandorul Suciu ordin să tragă asupra lui Ceaușescu? Asta e treaba de aviație. Asta era treaba comandantului aviației. Dintr-o dată era treaba comandantului aviației. Numai puțin, să precizăm ceva. Da. Era apărarea anteriană a teritoriului care avea și aviația și apărarea anteriană. Absolut. Cu rachete și tot. Comandantul unic acolo era Gealu Mocanu. Dar avea și secția pentru aviația lui Gealu Rus. De asta am întrebat ce rol a avut generalul Ruș și Mocanu, deci, tocmai din acest punct de vedere. De acolo putea să fi plecat, dar nu se știe ce s-a raportat de acolo, de la unitatea de elicoptere, către în sus, ca să putem să ne dăm seama ce spune că a avut dialog. Nu, deci domnul ministru, pot să vă raportez exact, era aviația militară, era CAT-ul, deci erau două comandante diferite. Domnul general Chemeniș, care lucrează, poate să spună exact că așa este. Bun. Eu spun că nici unul din domnilor lor n-au avut probleme cu Ceaușescu. Eu m-am întâlnit în telefoane cu domnul Gușe, m-am întâlnit cu domnul Mocanu și cu domnul Rus. Nici unul nu a avut cunoștință. Deci de problema cu Ceaușescu, vă raportez, cunoștea așa. Eu, comandantul garnizoanei, comandantul armatei, domnul Stănculescu, domnul militaru și conducerea superioară de la... Care se formează atunci la... Deci eu nu știu mai mult. Deci alte personalități din armată pur și simplu n-au știut. Da. Trebuie să punem pe seama confuziei. Nu era nimic premeditat. Erau nu, dar am spus că nu știam. De aceea vorbeam cu domnul... Ceea ce este curios, într-adevăr, la Boteni a dispărut, deci, într-un avion care se prăbușește, există o casetă neagră care spune ce se întâmplă. Când se zboară pe un aerodrom, fiind de specialitate, nu pilot, dar zburând mereu cu oamenii și domnul ministru și domnul general știe că tot până la urmă aceeași armă este, există o bandă care se păstrează în timp și care reține toate convorbirile între conducerea de la sol, piloți și toate telefoane care vin. Din câte am auzit-o, se pare că această bandă a dispărut. Aceste unități. Banda și a dispărut foarte repede. Banda convorbirilor care au exact din acea atunci, perioadă. Turnul de control. Și... Când a deci se pare că a dispărut foarte repede. Da. Generalii Voinea, militarul Stănculescu, a făcut presiune asupra colonelului Chemenici să procedeze la uciderea ceaușeștilor într-un fel sau altul. S-au făcut astfel de încercări chiar în garnizoană. Nu s-a reușit. De ce, domnule general Chemenici? Nu pot să spun că s-a încercat să se execute, pentru că eu răspundeam, domnul Tucă, eu răspundeam de viața lui. Și, nu, s-au făcut presiuni să fie executați? Nu. Nu în sensul ăsta trebuie înțeles să... Ordinul pe care îl dăduse domnul colonel Chemeniș de atunci și existent în carte. Domnul general Chemeniș, domnul colonel Chemeniș atunci primise ordin
să-i apere pe Ceaușescu, indiferent să nu-i scape, să nu fie scăpați, indiferent de dacă există pericol ca unitatea să cadă, să fie cucerită de teroriști sau de forțe care doresc să le libereze pe Ceaușescu, îi omorâți. Domnule, domnule, eu am înțeles perfect ceea ce a scris dumneavoastră. Dar de acolo reiese că s-au făcut presiuni ca soții Ceaușescu să fie executați. Asta mult mai târziu, probabil. Păi mai târziu, până la execuție. Adevărat sau nu este, domnule? Sau v-a hipnotizat Nicolae Ceaușescu? Nici vorba să ne hipnotizeze și nici să înțelegem că să le executăm atât timp cât noi putem să-l apărăm. Deci noi în viață, trebuia să-l apărăm cu prețul vieții noastre pe Ceaușescu. Deci așa ne-a spus. Deci nu s-a avut niciun fel de presiune să-l executați. Nu, presiune să-l executăm. Eu aș vrea să întreb o domnul general. La un moment dat, pare mi se chiar în ultima noapte, eram în tancheta care a fost prezentată și la transportul blindat. A fost împreună cu ei acolo în tancheta. Da. Și când stăteam, a stat până dimineața, tremuram ca varga în tancheta acolo, la un moment dat ne-a pus și ceva în spate. Și băiatul care era în față, eu stăteam cu ei în spate, băiatul care era în față, speriat și la un moment dat, cine omoară? Cine a fost? Cine? Ce? Că am, efectiv, ne-a fost teamă. Nu știam ce se întâmplă. Și atunci... Nu știam ce se întâmplă afară, că dacă ești... Sunt cu chestia aceasta cu omorâtul, eu l-am dat de vreo 5 ori, ordinul ăsta. Ce deci, ordin? Al lor. Adică respectiv a acestei mașini. În sensul dacă mașina părăsește itinerarul, dacă mașina, spre exemplu, că am plecat să iau medicamente la ora 3 dimineața, pe 24 spre 25, am dat ordin baterii care erau acolo în dispozitiv, deci erau, noi am fost 3 transportoare blindate, care am vrut să venim spre București și cu tunuri și cu tancuri și, în fine, mai multe lucruri astea. Această mașină în care se găsea domnul Pais cu Nicolae și cu Elena Ceaușescu nu avea voie să depășească o altă mașină care era în fața ei. Dacă părăsea, deci o lua la stânga sau la dreapta, mașina în care eram eu în spate avea ordin să o distrugă. Deci aveam asemenea ordin, s-au dat asemenea ordine, dar numai în cazul când să încerca fuga cu Ceaușești. Domnul general, iertați-mă, dar vreau să vă pun o întrebare, trebuie să răspundă și domnul Domenico, că e specialist aici. Da. Noastră, deci, ați primit ordin să-l apărați și n-ați pus o întrebare să-l apărăm cât timp? Un an, doi, trei, o lună, două, aici e... Păi de ce vrea să scape, trebuie să-l aducă la... Problema asta a fost, domnul, adică foarte bine o puneți. Care era ordinul? Noi am crezut, inițial că o să-l ținem o oră, două, trei, da. Și Bucureștiul ori îl vine să-l ia, ori ne cheamă pe noi. Eram în măsură să-l aducem. Deci, pur și simplu, ne-a refuzat. În noaptea de 24, cum spune și dânsul, eram dădusem ordin deja de marș și să-l aducem în unul din punctele care dânsii vor aproba. Nu au aprobat nici într-un loc. În legătură cu asta vreau să intru pe cei doi invitați, domnul Stănclăscu și domnul Gelu Voican Voiculescu. Să presupunem că ați aflat de prinderea Ceaușeștilor la ora 19.30, în data de 22. Spuneți-mi de ce nu s-a luat niciun fel de măsură operativă până în data de 25? Deci îi țineți acolo, pe capul oamenilor. În primul rând, măsura operativă a fost să întărim garnizoane. Și asta am luat-o eu. Pentru că, noastră știți, a trăit momentele, se spunea de peste tot că o să fie și o să se intervine și o să se caute. Și atunci... Gândul era ca această garnizoană să nu poată să fie lovită de forțe care să poată să elibereze pe cuplu. Și asta a fost ordine. Așa au primit întăririle respective. Bun, mai ca, departe, ca militar. Mai departe, din acel moment, deja din 23 după masă, cred că seara, eu am, după 24 dimineața, am plecat din biroul ministrului și m-am dus la biroul meu, a rămas ziarul militar. E interesant, o să vă întreb și de abia seara, de-abia seara, pe 24, mi se pare, ne-a chemat și mi-a spus mie, a fost întrebarea așa, e sigur că Ceaușescu mai este la Târgoviște? Și a spus, foarte sigur sunt. Domnule, ai legătură? Am legătură. Am o presupunere, noastră, ați răspuns foarte corect, părerea mea, erați partea militară și nu aveați puterea politică. Puterea politică era de la domnul Gelu Voican, la domnul Iliescu. Eu am impresia acum că uitaseră domnul Gelu Voican Voiculescu de... Soții Ceaușescu? Nu, din contrivă. Cum adică nu? Păi trei zile n-ați reacționat, domnule. Dați-mi voie să vă explic. Vă rog. Eu am aflat
pertinamente că ei se află la Târgoviște, că nu e un simplu zvon. După execuție. În noaptea, nu. În noaptea de 22 spre 23. Înainte să mergem să dăm comunicatul către țară, care este, de fapt, momentul zero al Revoluției. Da. Din gura domnului general Stănculescu, care nu știam că este generalul Stănculescu, pentru mine era un general înalt și distins, care era șeful militarilor. Nici dânsul nu știa cine suntem noi, ne credeau mult mai constituiți. Nu realiza că suntem o echipă de oameni care ne-am adunat în jurul Iliescu. Credea că suntem ieșiți din noaptea unei conspirații, că avem o ierarhie, că avem sarcini. Și pe mine mă vedea mai mult lângă domnul Iliescu și am comunicat. Avea și figura asta. Da, eram îmbrăcat în cachi. Vorbind cu domnul Iliescu, chiar în momentul când ne deplasam spre televiziune, eu i-am confirmat și am spus, sunt la Târgoviște. Mi-a spus domnul general... În 22 era asta. În 22. Și eu am fost pentru suprimarea lor imediată ca act revoluționar justițiar. Domnul Iliescu s-a opus categoric și a spus, nu putem începe o epocă de democrație cu o execuție fără o sentință judecătorească, trebuie să fie un proces îndelungat, să se judece toată dictatura comunistă, adică... Procesul comunismului. Exact. Adică punea problema întregii perioade, nu numai ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89, răspunderea și rețin și fraza, a zis, poporul trebuie, are dreptul să judece opresorii. Între timp, trecut 22, 23, 24, domnul Iliescu ezita ca de obicei, era o caracteristică. Că a trecut 22, 23, 24. Stați puțin, eu am tot revenit cu această insistență și nu am câștigat... Păi nu, explicați-ne cine s-a opus, pentru că au trecut trei zile. Trei zile ceaușești, stăteau pe capul domnului Chemenici. Da. Dacă putem spune așa, timp... domnul Chemenici ajunsese în disperare să vină cu ei la București. Da. Ce se întâmplă? Noi în acele zile nu eram deloc liniștiți. Pendulam între MAPN și televiziune și eram vânat. În dimineața de 24 era cât pe aici să fim omorâți în televiziune și am scăpat in extremis, fugind din televiziune, al cărei etajul 1 era ocupat de teroriști, îmbrăcați tot în militari. Era un haos. Deci oameni în cachi trăgeau un oameni în cachi. Și noi am țâșnit, am urcat într-un tab. Pe Sergiu Nicolaescu l-am abandonat că a rămas în urmă și a rămas acolo și el s-a descurcat prin curtea televiziunii și în momentul ăsta eu am revenit cu insistență și am spus, dom'le, este... Îi tot amintea domnului Iliescu că... Nu, am avut chiar fraza, vreți să sfârșiți ca Allende? Ori noi, ori ei. Și reluându-se conciliabulele și la această discuție în biroul generalului Milea, este adevărat că ne retrăgeam în baia lui, dădeam drumul la apă, că era obsesia asta ascultării. Generalul militaru nu a participat la aceste discuții. Nucleul ăsta operativ al conducerii executive a hotărât până la urmă soluția procesului. Când domnul Iliescu a auzit că se poate înființa un tribunal militar excepțional și că vor fi judecați în regim de urgență sumar, că sentința e nerecurabilă și imediat executorie, în dimineața după masa de 24, până la urmă, în discuții câte doi, câte trei intram acolo în baie, toată lumea a căzut de acord și s-a hotărât vor fi executați în urma unei sentințe. Iertați-mă, deci ați hotărât suprimarea soților Ceaușescu în baie. Da. Și vă spun foarte deschis, fără nicio ipocrizie, că în mod subînțeles era clar că sentința vor fi... Nimeni n-a pronunțat asta în mod ipocrit, dacă vreți, fiecare spunea, dom'le, justiția o să decidă, dar știam că la imensitatea acuzaților, pedepsa nu putea fi decât moartea, pentru că era vorba, pe de-o parte, de represiunea din momentele alea din decembrie, dar era vorba de ceea ce numeam noi atunci, greșit sau nu, genocid prin condițiile de viață care fuseseră impuse poporului român, și aici ajungem la Târgoviște, cifra de 60.000 de victime se referea la acea perioadă de 10 ani, deci morții prin lipsă de hrană, de căldură, de asistență asta medicală, medicamente. Acum, nu, înțeles că au murit 60.000 de oameni. Și în sentință se face vorbire de articolul 357 aliniat C, care este exact ceea ce vă spuneam, genocid prin condiții de viață. El așa a fost condamnat la Târgoviște. Abia în discuție. Dar oricum îi terminați.
Deci, absolut. Era absolut. Procesul de să fie clar acum. Dar era așa, o piesă. Da, domnule, deci s-au hotărât sentința înainte de discuție. Vă spun foarte brutal că eu am adus la cunoștința completului de judecată și am spus, domnul Ilescu are acest scrupul juridic, trebuie să-i facem această concesie. Bun, procesul să fie judecat în 15 minute. Păi mi-au adus o serie de obiecții juridice, că nu este rechizitoriu gata, că ce e foarte interesant, vom ajunge și la...